PlayerUnknown's Battlegrounds este în momentul redactării acestui articol unul dintre cele mai populare jocuri de pe planetă. Cu număr de playeri în continuă creștere, concursuri internaționale pe bază de invitație sau deschise și o comunitate extrem de activă și vocală, PlayerUnknown's Battlegrounds pare să fie următorul joc fenomen. Să se încadreze el în aceeași categorie în care regăsești titluri precum Quake Live, Dota, League of Legends sau alte jocuri multiplayer adorate de milioane și în viitor, rămâne să vedem. Având în vedere că în cazul lui PUBG nu avem o poveste de fundal pentru a mișca jucătorul, singura ta motivație este destul de simplă. Colaborezi sau mori. PUBG este un multiplayer online, iar jocul nu dorește să spună o poveste, dorește doar să fie distractiv. Și reușește cu brio, atât timp cât nu-ți pierzi mințile, încercând să discuți cu restul echipei în trei limbi diferite. Dar totuși are niște rădăcini, o poveste a originilor, care începe undeva prin anul 2000, când Brandon PlayerUnknown Green realiza ceva moduri bazate pe filmul Battle Royale. Și de aici creatorul a dus conceptul mai departe. Așa a apărut beta PlayerUnknown's Battlegrounds. Încet conceptul a fost rafinat și s-au introdus mecanici noi, 100 de jucători simultan pe server, căutatul de arme, întreaga experiență devenind definitivă undeva în anul 2017, pe la final, când PUBG a fost lansat oficial. Bine, faptul că jocul a ieșit dintr-un ciclu de dezvoltare nu-l scutește de probleme. Multe dintre ele sunt legate de tryhards, acei indivizi care iau jocul prea în serios și scuipă comenzi militare de parcă ar fi pe front. Hackeri, despre care știm cu toții cât sunt de distractivi. Și nu în ultimul rând, faptul că unele servere nu sunt chiar atât de bune pe cât și-ar dori comunitatea. Aceste elemente sunt ceea ce s-ar putea să dărâme acest joc pe viitor. Dar acum, la nici 2 luni de la lansare, PUBG trage tare și adună mii de jucători noi zilnic. Problema este atunci când intri într-un joc și ești eradicat de pe hartă de un băiat din Rusia, sau mai știu eu din ce țară asiatică, care a avut $20 pentru un hack. PUBG Corporation, creatorii jocului, se întrebuințează în aceste momente pentru a repara problemele, încercând să îndepărteze hackerii. Totuși, un astfel de PR îi poate costa scump, având în vedere competiția. Ergo, faptul că nu este singurul Battle Royale game de pe piață, ci numărul îngrijorător de jucători care acuză hacking-ul și mixul între serverele asiatice, europene și americane, ca fiind motivul pentru care abandonează jocul. Cu toate astea, comunitatea este în continuă creștere și experiența pare să se îmbunătățească de la lună la lună. Producătorii ocupă ocupându-se atent de acest titlu, dar și de comunitate, ceea ce spune multe la final de zi despre creatorii unui joc. Multe dintre hibe, bug-uri și alte elemente supărătoare sunt îndepărtate până la urmă, iar cheateri se găsesc peste tot. Ceea ce nu putem ierta totuși este mixul de servere între regiuni, chestie care de cele mai multe ori duce la probleme de comunicare, mai ales când ai coechipieri din Malaezia și tu nu vorbești decât română veche și engleză de baltă. Ceea ce ne sperie și ne bucură este faptul că jocul ăsta te face să te întorci la el, dovedind că este o experiență distractivă, motiv pentru care îi acordăm calificativul joacă-te puiule, că oricum nu supraviețuiești, și nota 7 pentru experiența din joc. Dacă ar fi să căutăm o definiție care să înglobeze perfect acest joc, ea ar fi ușor de înțeles, imposibil de stăpânit. PUBG are un gameplay destul de simplu, bazat pe ideea filmelor Battle Royale și Hunger Games, doar că aici sunt aruncați 100 de jucători într-o arenă care se restrânge periodic. Ideea fiind simplă, supraviețuiește celor 99 de alți combatanți, adunând provizii și lutând leșurile inamicilor virtuali disponibilizați. Dacă până aici lucrurile par destul de simple, în secunda în care ai început primul joc, vei înțelege că nu este nici H1Z1 și nici alte titluri pe care le-ai mai încercat până acum. PUBG te obligă să te adaptezi și asta este frumusețea lui. Dacă inițial te parașutezi în zonă, încercând cu disperare să ajungi lângă o clădire sau o așezare, ușor-ușor ai să înveți că poți să obții loot și folosind alte metode. Totuși, jocul te împinge de la spate, literalmente, zona de luptă restrângându-se constant, un câmp electromagnetic acoperind insula pe care se desfășoară fight-ul și constrângând jucătorii să se repoziționeze. Este foarte incitant și frustrant în același timp să te vezi parașutat într-o zonă de război, fără niciun fel de armă. Tot ceea ce trebuie îți va fi oferit de către insulă. De la rucsaci până la arme și vehicule, harta din PUBG oferă o varietate de opțiuni pentru a aborda lupta. Problema este că trebuie să găsești acel echipament, fie el lansator de rachete sau sniper. Iar periplul de la punctul A la punctul B, de cele mai multe ori, mai ales la începutul jocului, este plin de tigăi și gloanțe. Astea sunt bazele. Asta definește acest joc extraordinar de bine, cel puțin pentru un început.
începător. În momentul în care începi să gândești tactic, să te sperii până și de umbra ta virtuală și căștile sunt la maxim setate pentru a auzi și cel mai mic zgomot, atunci vei ști că ești un jucător hardcore de PUBG. Titlul acesta are darul de a te antrena să gândești tactic, iar asta se poate constitui și într-o simulare destul de interesantă în alte domenii, comportamentele jucătorilor fiind uneori similare cu cele ale unei divizii militare reale, mai ales la nivel competitiv, existând strategii pentru orice fel de scenariu. Harta pe care se desfășoară jocul are o mărime de 8x8 km, la fiecare câteva minute, harta micșorându-se. Pe lângă asta mai există bombardamente, notificate pe hartă cu roșu, și evident, periodic, un avion va arunca și un care package, care de cele mai multe ori conține ceva obiecte pe care nu le poți găsi pe hartă, menite să-ți busteze șansele de a câștiga. Problema este că toată lumea dorește acest avantaj, iar șansele sunt ca un grup foarte mare de jucători să se îndrepte către acest care package, având în vedere că emite un fum roșu vizibil cam de peste tot. Un meci durează în general 30 de minute, dar se poate întinde, ceea ce te va ține pe marginea scaunului cam tot timpul. Indiferent că o faci solo sau cu echipă, jocul se anunță o experiență incitantă încă de la primele cadre și ridică nivelul de adrenalină de la minut la minut, oferind practic libertate de exprimare în joc, neexistând o metodă greșită de a juca PUBG. Dacă vrei să fii un măgar odios și să strici jocul altora, poți face asta. Bine, asta va spune multe despre tine, dar e o altă discuție. Ceea ce este relevant este că îi acordăm calificativul de ce am 500 de ore în jocul ăsta și pentru gameplay o notă de 8. De ce nota 8 pentru gameplay? Ei bine, motivele ar fi următoarele. Încă n-au rezolvat problema hackerilor, de unde scădem un punct doar pentru asta. Nu știu încă să internet și matchmaking, pentru care mai scădem un punct. PUBG mai are de lucrat la matchmaking, dar poate într-un viitor va rezolva multe dintre aceste probleme. Poate deschid mai multe servere, cine știe. Ideea este că PUBG e unul dintre jocurile care provoacă dependență după primele ore, reușind să fie complicat și simplu în același timp. L-am putea taxa și la managementul inventarului, dar suntem mări nimoși astăzi. Probabil cea mai mare problemă pe care o are PlayerUnknown's Battlegrounds este lipsa de consistență între platforme. Pe Xbox One, jocul încă scârție, rău. Pe PC nu-ți trebuie o uzină sau un calculator de la NASA pentru a-l juca, dar este necesar ceva meșterit prin setări pentru a putea atinge acele ideale 60 de FPS-uri, ceea ce pentru un joc cu 100 de jucători pe o hartă de 8x8 km este impresionant, iar într-un joc open world te aștepți la bug-uri, probleme de render, de texturi și erori. Problema este că jocul are la bază un Unreal Engine 4, iar alegerea pare să nu fie familiară echipei de dezvoltare, asta și pentru că regizorul de creație a lucrat la ceva moduri și jocuri similare în trecut. Cel mai probabil au ales UTE 4 pentru că este comod și acum îl fac să funcționeze. Și merge, doar că atunci când sughite tot jocul cu tot cu gameplay și cu cadre. Dar jocul arată bine. Forme variate de relief, au adăugat din ce în ce mai multe vehicule și polish-ul grafic se pare că este o prioritate. Ai ce vedea, de la creste până la zone urbane, putând să te găsești fie în deșert, fie într-o zonă de munte plină cu verdeață, acestea două fiind cam singurele hărți disponibile în acest moment. Dar cu timpul, PUBG Corp a promis că va introduce și mai multe hărți. Dar cu doar două hărți, în acest moment, grafica poate deveni plictisitoare și repetitivă după câteva zeci de jocuri. Bun, deci PUBG nu dorește să rupă norma la grafică, dar ar avea nevoie de un update și ceva patch-uri pe această parte. Texturile nu sunt cine știe ce, în sensul că nu te zgârie pe retină, dar mai au nevoie de polish. Poți să-l joci pe detalii medii fără probleme și să te distrezi de minune. Problema este că atunci când dorești să-l împingi la maxim, într-un 4K de exemplu, jocul începe să scârție. Sunetul are unul dintre cele mai importante roluri în câștigarea unei bătălii. Dacă nu ai o pereche bună de căști, ai probleme. Căști care să-ți permită să auzi pașii de la câțiva metri distanță, să auzi fiecare foșnet și mișcarea inamicului. Pentru că reversul medaliei este o moarte subită, de la un inamic care ți-a plantat în spatele capului o tigaie și își bagă degetele la tine în loot. Sound design-ul este de departe cea mai interesantă componentă, creatorii mizând atât pe viteza de reacție cât și pe simțurile jucătorilor. Sunetul fiind în sine o mecanică de joc, mai scurt, n-ai căști, ți-o iei de nu vezi unde. Pentru grafică și sunet acordăm calificativul, nu sunt nebun, am auzit ceva din boscheții ăia și nota 8 pentru prezentare. Având în vedere că suntem în 2018 și loot crate-urile sunt ceva uzual, acest material adaugă o nouă categorie în review-urile zona, microtransacții. Facem asta pentru că deja piața este supra-saturată de loot crate-uri și metode dubioase de progresie bazate pe cutii virtuale, multe dintre aceste practici fiind clar anticonsumator. În cazul de față, lucrurile stau însă destul de bine. În funcție de cât de mult supraviețuiești și câți jucători ai omorât, primești ceea ce jocul numește Battle Points, pe care le poți investi în loot box-uri ce-ți oferă obiecte cosmetice. O singură problemă
problemă, crate-urile cresc în valoare și o anumită cutie necesită o cheie pe care trebuie să o cumperi pentru a o putea deschide. Sigur, este vorba doar de iteme cosmetice, dar chiar trebuie să plătești full price pentru un joc care are și microtransacții bazate pe loot crate-uri și chei pe bani reali. Avantajul în cazul de față ar fi că discutăm exclusiv despre obiecte cosmetice, așa cum spuneam, care nu influențează gameplay-ul cu nimic, poate te fac diferit sau mai vizibil pe hartă. Ceea ce nu putem să iertăm este drop rate-ul. Nu de alta, dar după al 90-lea tricou roșu sau albastru, o iei ușor razna. Pentru implementarea microtransacțiilor îi acordăm nota 7 și calificativul, hai cu masca aia azi! PUBG este așadar o experiență simplă, dar una despre care un jucător veteran îți va spune că nu e ceea ce pare. Este un joc frustrant, dar și satisfăcător, care te face să-ți pierzi mințile și să spargi lucruri, dacă lucrurile nu merg cum dorești. Dar a avut un ciclu de dezvoltare foarte stabil, are o comunitate super activă, update-uri constante și fixuri, dar poate să taxeze și PC-ul în unele cazuri. Cu toate astea este un survival genial care este încă la început de drum. Zona îi acordă calificativul, cu Dacia clasică la plimbare, e un pușc tot din parcare și nota 7,5, cu promisiunea de a reveni asupra acestui titlu peste 6 luni pentru a vedea cum a evoluat. Așa că așteptați-vă la un PlayerUnknown's Battlegrounds Review Update undeva prin august. Până data viitoare, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut materialul, să împărtășiți clipul cu prietenii și să apăsați clopoțelul magic pentru a fi notificați ori de câte ori uploadăm un nou clip pe YouTube.